am găsit, nu o să vă vină să credeți, dar nu am scăpat de milițieni și securiști. Milițienii și securiștii au devenit după Revoluție polițiști sau sereiști, oameni de afaceri, dar și politicieni. Mergem astăzi în Oltenia să întâlnim o brigadă de milițieni și securiști, ca în vremurile bune ale lui Ianicu. În 2012 se alegea deputat la Craiova, în bănie, cum se spune, celebrul Gigi Nețoiu. Gigi a fost în tinerețe lucrător al securității, dar apoi a terminat și Academia de Poliție. Nețoiu nu a reușit să-și termine mandatul din cauza că a trebuit să facă puțină pușcărie. O nouă vedetă cu iz de milițian apare la orizont. La Craiova, pe urmele lui Gigi Nețoiu, se înscrie celebrul colonel Gheorghe Bică, devenit și el politician de conjunctură. Povestea colonelului Bică este savuroasă și merită cunoscută. Bică a fost liderul UNPR Craiova, alături de penalul Gigi Nețoiu. Nețoiu fusese ales inițial deputat pe listele Partidului Poporului, dar a trecut repede la interesul național. După ce UNPR a fuzionat cu PMP, colonelul Bică a preluat conducerea Mișcării Populare din județul Dolj. Bică se visează astfel viitor deputat PMP de Craiova. Amuzant este faptul că acest Bică a preluat conducerea organizației de la Geru Vișan. Vișan spunea despre Bică acum câțiva ani că este tocmai coordonatorul din umbră al lumii interlope din Craiova. Asta ne mai lipsea. Așadar, în Parlamentul României se pregătește să intre un fost milițian șerif peste clanurile de mafioți din Oltenia. Colonelul Bică a fost an de zile șeful brigăzii de crimă organizată din Dolj, dar și șef al poliției județene. Atât timp cât colonelul Bică a condus crima organizată, lopii locali și-au făcut de cap, s-au tăiat cu săbile, au ieșit pe străzi și s-au împușcat. Într-un cuvânt, au terorizat orașul. Imaginile luptelor de stradă din Craiova între clanurile interlope sunt deja bine cunoscute. Colonelul Bică a reușit să reziste în funcție până la asasinarea interlopului Mihai Pârvu, zis Caiac. Acest Caiac era mâna dreaptă a afaceristului Doru Petrescu, zis și Doru Măgaru. Despre acest Doru Măgaru, presa locală din Craiova spunea că este de ani de zile un fel de naș al lumii interlope din bănie. Nu întâmplător, Doru Măgaru și colonelul Bică, viitor parlamentar, au o relație de lungă durată. Legăturile colonelului Bică cu personaje dubioase sunt de altfel de notorietate în Craiova. Bică este nașul afaceristului Dinel Staicu, fost milițian și el. Bică l-a nășit pe Dinel când era dita mai șeful poliției craiovene, iar subalternii lui aveau în lucru dosarele sale penale. Staicu a făcut pușcărie în final după ce nu s-a abținut și a mituit mai multe judecătoare de la Curtea de Apel București. Până să fie închis, Dinel Staicu a fugit de închisoare în Ungaria și a schimbat numele în Nuțu. Ca lucrurile să fie și mai amuzante, bine de știut este că fostul șef de crimă organizată este doctor în economie. Colonelul Bică a scris lucrarea de doctorat Economia Subterană, temă pe care i-a împrumutat-o și fiului său Dinel Staicu, care a devenit și el doctor în economie după ce a jefuit Banca Internațională a Religiilor, motiv pentru care a și făcut pușcărie. Legăturile de familie ale colonelului Bică sunt însă și mai profunde. Bică este nici mai mult, nici mai puțin decât cumătrul lui Emil Bărbulescu, unul dintre nepoții lui Nicolae Ceaușescu. Revenind la lumea interlopă din Craiova, care este una dintre specialitățile colonelului Bică, trebuie spus că mass media locală a precizat că Doru Măgaru, tovarășul la catarama lui Bică, coordona gruparea denumită Frăția. Din gruparea Frăția făceau parte Gigi Oc, Enrico Constantinescu, Fănel Trandafir, zis Cimino, reghetatul Caiac, îngropat cu onorul de mafiot, dar și celebru Ion Ilie, poreclit evident Ilie Pușcărie. Ca lucrurile să fie clare, nașului Doru Măgaru este fostul judecător de la Curtea Supremă, Gheorghe Florea. Aceste personaje au beneficiat în mod evident ani de zile de protecția polițiștilor, a procurorilor și judecătorilor. Este așadar cât se poate de firesc ca viitorul deputat, colonelul Gheorghe Bică de la Craiova, să aducă în Parlament experiența sa vastă câștigată printre interlopii din Oltenia. Ar fi păcat să se piardă o muncă de o viață în domeniul crimei organizate.